Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să agite apele în țările europene, țara din Europa unde oamenii s-au strâns în sprijinul Rusiei. În orașul Belgrad, mii de sârbi s-au adunat în fața ambasadei Rusiei pentru a protesta împotriva guvernului care s-a distanțat de Moscova, după ce Vladimir Putin a declanșat invazia împotriva Ucrainei. Mii de sârbi au mărșăluit prin Belgrad până la ambasada Rusiei fluturând steaguri rusești și purtând poze cu liderul de la Kremlin. Mulți cetățeni din organizații ultranaționaliste s-au alăturat marșului din centrul capitalei serbici până la ambasada rusă din apropiere, unde au tras semnale de rachete, au cântat imnuri rusești și sârbe și au salutat cele două țări ca națiuni înfrățite. Am venit la acest meeting pentru a sprijini Rusia și pentru a spune nu tare și clar politicilor autorităților din Belgrad, care au luat o decizie rușinoasă de a vota împotriva Rusiei în cadrul ONU. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. A declarat un protestatar, Belgradul a votat de 3 ori pentru rezoluțiile Națiunilor Unite care condamnau invadarea Ucrainei de către Rusia și a suspendat-o din principalul organism al ONU pentru drepturile omului, cu toate acestea din cauza faptului că Serbia depinde aproape în totalitate de gazul și petrolul din Rusia. Belgrad refuză să impună sancțiuni împotriva Kremlinului și menține zboruri regulate către Moscova. Protestatarii sârbi au scandat, fără NATO, și sârbii și rușii sunt frați și sloganuri împotriva președintelui sârb. Într-o mișcare considerată de experți o abatere de la cooperarea militară cu Rusia, președintele Vučić a declarat că Serbia intenționează să achiziționeze 2 duzini de avioane de luptă occidentale noi. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.